Platforma industrială de la Mioveni cuprinde două uzine, vehicule și mecanică. Aceasta este cea mai mare platformă logistică a alianței Renault-Nissan. Aici lucrează aproximativ 14.000 de angajați, dintre care în jur de 4.700 sunt femei. Uzina cuprinde patru mari departamente: presaj, caroserie, vopsitorie și montaj. Are 8.000 de angajați, iar aici sunt produse 6 modele: Logan, Logan MCV, Sandero, Sandero Stepway, Duster și Renault Symbol. Modernizată integral, utilizează sistemul de producție Renault, unul dintre cele mai moderne din industria auto. Uzina are o capacitate de 1.390 de vehicule pe zi, ceea ce înseamnă 350.000 de vehicule pe an. Nivelul producției în 2013 a fost de 342.620 de vehicule, iar 93% din producție a fost exportată. Pe de altă parte, uzina mecanică și șasiuri are cea mai mare turnătorie de aluminiu din România. Aceasta produce motoare, cutii de viteze și șasiuri și are 3.600 de angajați. Unitatea este modernizată integral și utilizează sistemul de producție Renault. În 2013, 60% din producția uzinei a fost exportată către uzine ale grupului Renault. Tot la Mioveni se află cea mai mare platformă logistică a alianței Renault-Nissan. Aceasta cuprinde și centrul logistic International Logistic Network, care a fost inaugurat în 2005. Dacia este marca auto simbol a României, brandul cu care se identifică ideea de mașină românească. Lider autoritar al pieței auto din România cu o cotă de peste 30%, Dacia este în același timp un succes internațional, modelele sale fiind comercializate în 42 de țări de pe 4 continente. Gama Dacia cuprinde în prezent 8 modele: Logan, Logan MCV, Sandero, Sandero Stepway, Docker, Docker Van, Logi și Duster. Dacia s-a afirmat în ultimii ani drept cea mai dinamică marcă auto din Europa, înregistrând o creștere a vânzărilor de aproape 43% în primele 4 luni ale anului 2014, în raport cu perioada similară a anului trecut. Principalele piețe de export ale mărcii sunt Franța, Germania, Spania și Italia. Autobiz a testat recent a doua generație a mini-modelului corean Hyundai i10. Iată că la doar 5 ani de la lansarea oficială a primei generații care înlocuia vechiul Getz, avem în față un model complet nou. O mare parte din presa auto a comparat această mașină cu un super mini, dar lucrurile cu i10 nu stau tocmai așa. De la prima generație s-au făcut progrese semnificative, i10 urcând din punct de vedere al spațiului oferit și al comportamentului dinamic o clasă mai sus până la pretențiile lui i20. Designul denumit Fluidic Sculpture a fost adoptat și la scară mai mică pentru acest model. Interesante sunt luminile de zi de tip LED din bara de protecție față, dar și forma farurilor. Liniile lateralelor mașinii o fac să pară mai mare decât este, iar spațiul interior este unul dintre cele mai încăpătoare din clasă. Tot în interior întâlnim o combinație interesantă de culori care maschează calitatea materialelor de pe bord și te face să uiți că plasticul folosit este cam tare. Cele două nuanțe, portocaliu și negru, se regăsesc și pe scaunele care au suport lombar destul de bun.
I10 este o mașină ideală pentru oraș, dar cu limitările specifice clasei. Pe autostrăzi, la viteze mai mari, este destul de zgomotoasă, iar în curbe mai strânse dă emoții celor de la volan. Dar un astfel de mini-model nu este creat pentru aceste lucruri. În oraș are un comportament decent și un consum destul de bun. Modelul pe care îl vedeți în imagine are un motor de 1,2 litri, 1248 de centimetri cubi mai exact, pe benzină ce livrează 87 de cai putere și un cuplu maxim de 120 de Nm. Cutia de viteze în 5 trepte ajută acest motor să pară mai puternic decât este. Treptele sunt bine etajate, deși pedala de ambreiaj este situată un pic cam sus și trebuie apăsată temeinic. Din punct de vedere al siguranței, I10 oferă ceea ce am putea numi strictul necesar. Aici ne referim la centurile de siguranță pretensionate, multe airbag-uri, dar și la sistemele ABS, ASR și la senzorii de parcare. Am vorbit și vom tot vorbi în această emisiune de produse realizate în România. De această dată vom vorbi de un motor chiar în cadrul unui test. Mașina din imagine este un Ford Fiesta care a primit sub capotă motorul de 1 litru EcoBoost produs la Craiova. Unitatea oferă 100 de cai putere și un cuplu motor de 170 de Nm disponibil de la 1400 de rotații. Nu sunt performanțe foarte rele și, dacă adăugăm un consum urban de 6-7 litri la 100 de kilometri, această mașină devine atrăgătoare. Cu atât mai mult cu cât modelul de test vine în echiparea de vârf denumită Titanium și este echipată cu transmisia automată PowerShift. Autobiz declară această mașină drept o mașină de oraș ideală. Este ușor de condus, rapidă, dar și foarte manevrabilă și ușor de parcat. Comportamentul dinamic este foarte bun, mașina stă foarte bine în viraje, iar direcția este destul de precisă. Suspensiile absorb destul de bine denivelările, Ford creând un compromis bun între confort și rigiditate. Partea din fața modelului Fiesta este dominată de o grilă frontală trapezoidală, consolidată de faruri tăiate cu laserul, cu lumini de zi care folosesc tehnologia LED și include un design cu capotă Power Dome. Acesta este echipat și cu mult apreciatul motor pe benzină EcoBoost de 1 litru pentru a oferi cea mai bună economie de combustibil din clasa lui. De fapt, acesta este și motorul de pe modelul testat de noi. Fiesta va aduce de asemenea debutul european în acest segment al funcției MyKey, care va permite părinților în special să încurajeze un condus mai sigur și să reducă expunerea adolescenților la riscurile de la volan. Sistemul permite posesorilor să configureze viteza maximă și limitele de volum audio. Modelul Fiesta reproiectat oferă de asemenea un interior armonios și optimizat din punct de vedere ergonomic. Fiesta oferă pentru prima dată elemente avansate pentru un număr mai mare de șoferi și va fi unic printre competitorii europeni prin echiparea cu Active City Stop, un sistem conceput pentru a ajuta șoferii să evite coliziunile la viteze reduse. Sistemul de conectivitate încorporat SYNC de la Ford oferă un nivel de conectivitate fără precedent, permițând posesorilor să își activeze vocal convorbirile telefonice și să selecteze muzică de la dispozitivele conectate prin Bluetooth sau USB. Sistemul SYNC include Emergency Assistance, acesta conectează direct ocupanții autovehiculului la operatorii locali ai serviciilor de urgență după un accident în limba corectă a regiunii. În interior este suficient spațiu pentru 4 persoane, iar portbagajul este destul de încăpător. Pe bord avem materiale mai bune, la fel și finisaje. Acestea sunt printre cele mai bune din clasa subcompactelor.
Autobiz a testat noul crossover compact Mitsubishi ASX cu cea mai ecologică motorizare a sa pe un traseu de peste 600 de kilometri. În cadrul acestui test complet, ASX-ul a întâlnit traficul urban, dar și drumuri naționale. Softroaderul japonez a venit la noi în versiunea de echipare de top, ASX dovedindu-se a fi același SUV de stradă care poate face față incursiunilor pe teren accidentat atunci când situația o cere. Deși apreciat de mulți clienți, ASX-ul celor de la Mitsubishi este privit de publicul larg drept o alternativă în acest segment de SUV-uri. Șasiul modelului Nippon este o versiune scurtată a celui regăsit pe fratele mai mare Outlander, principalele modificări aduse versiunii facelift fiind setările suspensiei și ale diferențialului. Pentru 2013, ASX a renunțat la grila frontală inspirată de sportivul Lancer Evo, în detrimentul unei stilizări mai cu minți, mai rotunjite, aliniată filozofiei de design a citadinei Space Star. Per total, restilizarea este reușită și îl întinerește pe ASX cu câțiva ani buni. Sub capota modelului de test sălășluiește unitatea turbo-diesel DID ClearTech de 2,2 litri, care livrează 150 de cai putere și un cuplu generos de 360 de Nm. Împreună cu transmisia automată cu 6 rapoarte, motorul este o plăcere în exploatare, fiindu-i necesare doar 10,8 secunde până la atingerea primei sute de kilometri la oră. La kickdown răspunde prompt, schimbările între viteze sunt insesizabile și în drive și pe modul manual, iar sunetul motorului nu pătrunde în interiorul mașinii, mulțumit antifonării de calitate. Modelul din cadrul testului nostru este versiunea de top ASX 86 Intense. Acesta este echipat cu tapiserie de piele, keyless go, jante din aliaj și un sistem multimedia Rockford Fosgate, cu navigație și conectivitate Bluetooth și USB. Ce ne-a plăcut nouă foarte mult la softroaderul Mitsubishi este plafonul panoramic de sticlă, care inundă interiorul mașinii cu lumină, oferind o senzație plăcută de spațiu pasagerilor din spate. Cuvinte de laudă avem și la adresa sistemului audio cu subwoofer, care scoate tot ce e mai bun din frecvențele oricărui gen de muzică inventat până acum. Compartimentul dinamic al lui Mitsubishi ASX ne-a surprins plăcut, ca și direcția precisă cu suficient feedback oferit prin volanul de dimensiuni mici. Un astfel de SUV este perfect în oraș datorită dimensiunilor compacte și liniilor drepte ale caroseriei. Comportamentul suspensiilor este setat mai mult pentru confort, amortizoarele reușind să acopere disconfortul creat în mod obișnuit de suprafața asfaltică imperfectă. La viteze de peste 70 de km pe oră nu este recomandată abordarea virajelor ca în VRC, deoarece ruliul își face simțită prezența, mai ales atunci când stai pe bancheta din spate. Ergonomia este exemplară chiar și pentru persoanele mai mici de statură. În afara butoanelor de pe volan, comenzile de pe bord sunt orientate înspre șofer, facilitându-i acestuia accesul la ele. SUV-ul compact al celor de la Mitsubishi oferă suficient spațiu pentru 5 adulți și bagajele lor. Cabina este suficient de spațioasă, chiar și pentru cei mai înalți dintre noi, iar portbagajul de 416 litri poate înghiți bagaje cât pentru un weekend la munte sau la mare. Autobiz a fost la Frankfurt pentru a testa cel mai nou produs Ford. Este vorba de monovolumul Tourneo Courier, un model care deschide un nou segment pentru producătorul american. Vehiculul de pasageri Ford de dimensiuni mici oferă mult spațiu pentru bagaje și pasageri, cu un volum al portbagajului de 708 litri cu toate scaunele în poziție normală, cu 60 de litri mai mult decât competitorii săi, direcție și un acces excelent la scaunele din spate, prin intermediul portierelor glisante duble. Flexibilul compartiment spate este dotat cu scaune rabatabile în proporție de 60 la 40, cu un mecanism de rabatare facilă, oferind un spațiu de 1656 de litri, suficient pentru echipamente sportive voluminoase sau echipamente de campare. Placa de portbagaj ajustabilă este o premieră în segment, oferind poziții multiple pe înălțime în compartimentul portbagajului și glisând perfect în spatele scaunelor din spate atunci când nu este nevoie de ea. Stilatul automobil cu 5 locuri asigură de asemenea cel mai bun consum de combustibil din clasa sa, atât în cazul motorizărilor diesel, cât și al celor pe benzină.
Producătorul promite pentru motorul Duratorc TDCI de 1,6 litri și 95 de cai putere un consum de 3,7 litri la 100 de kilometri și emisii de dioxid de carbon de 97 de grame per kilometru. Iar multiplul câștigător de premii, EcoBoost de 1 litru, asigură un consum de 5,2 litri la 100 de kilometri și emisii de 119 grame per kilometru. Noul Tourneo Courier este primul din segmentul său care oferă un sistem complet de reținere standard, ce include airbag-uri cortină și pentru genunchi și tehnologii avansate precum Tire Pressure Monitoring, monitorizarea presiunii din anvelope, iar sistemul cu comandă vocală Ford Sync cu Emergency Assistance, asistență de urgență, este disponibil pentru a-i ajuta pe pasager să apeleze serviciile locale de urgență în cazul unui accident. La interior, noul Tourneo Courier oferă o calitate bună pentru segmentul B în ceea ce privește materialele folosite și finisajele. Gama de soluții de stocare include o consolă centrală mare în care pot încăpea documente A4 și laptopuri mici, un raft de stocare la nivelul capului pe întreaga lățime a cabinei și un sertar sub scaunul pasagerului din față. Tourneo Courier este disponibil în 3 versiuni distincte, versiunea mai ieftină Ambient și versiunile superioare Trend și Titanium. Noul vehicul este construit pe cea mai recentă platformă globală Ford de dimensiuni mici, identică cu cea a modelelor Fiesta și B-Max, iar șasiul a fost ajustat pentru a asigura o dinamică de conducere de top în clasa sa. Am testat această mașină și putem spune că este ușor de manevrat și agilă, atât în varianta de 1 litru EcoBoost, cât și în cea cu motor diesel de 1,6 litri. Intervalele de serviciu oferite pentru întreaga gamă sunt de un an sau 30.000 de kilometri. Tourneo Courier introduce o gamă largă de funcții de siguranță în segmentul său, precum airbag-uri cortină, airbag-uri pentru genunchi și avertismentele de prindere a centurii de siguranță pentru locurile din al doilea rând. Acestea fac parte dintr-un sistem de reținere standard complet. Volvo Trucks România lansează etapa națională a competiției globale Drivers Fuel Challenge 2014. Autobiz a ajuns la Constanța să vadă cum se descurcă pretendenții la titlul de cel mai bun șofer Volvo. Câștigătorii se vor întrece la finala regională Central-Est Europeană din Slovacia. În cadrul acesteia, campionul etapei regionale de Drivers Fuel Challenge 2014 va fi premiat cu un autoturism Volvo S60, iar primii trei clasați vor reprezenta regiunea la finala globală din Suedia. Drivers Fuel Challenge a fost organizată în diferite formate, etape globale și regionale încă din anul 2009. Popularitatea acestei competiții a crescut permanent, iar ediția globală organizată în anul 2011 a atras numai puțin de 3600 de șoferi din 22 de țări. The Drivers Fuel Challenge se adresează tuturor șoferilor profesioniști, indiferent de marca autocamionului pe care îl conduc. Un condus eficient din punct de vedere al consumului are efecte benefice atât asupra costurilor operatorilor de transport, făcând posibile economii substanțiale, cât și asupra mediului. Cunoștințele șoferilor privind condusul economic sunt extrem de importante în acest sens. Studiile efectuate de Volvo Trucks demonstrează că prin alegerea unor servicii personalizate de monitorizare a consumului, alături de cursurile pentru perfecționarea șoferilor, este posibilă o reducere importantă a consumului de combustibil. Cea de-a treia ediție națională a competiției se desfășoară deja din luna martie și se va încheia în iulie. Șoferii vor conduce noul Volvo FH în condiții reale de trafic și se vor întrece pentru a obține cel mai mic consum pe un traseu prestabilit într-un timp maxim alocat. După etapa de calificări locale, va avea loc etapa națională, în cadrul căreia se vor întrece șoferii cu cele mai bune rezultate din fiecare oraș.
Câștigătorul etapei naționale va reprezenta România în finala regională din Slovacia. Pentru înscriere, șoferii au nevoie de permisul auto categoriile C și E, de cadrul pentru tahograf și de acordul angajatorului. Etapele de calificare s-au desfășurat în orașele București, Cluj, Brașov, Timișoara, Arad, Oradea, Constanța, Suceava și Buzău. Pilotul Andrei Mitrașcă este primul român care va lua oficial startul în cursa internațională de la Pikes Peak, programată anul acesta în 29 iunie. Participarea la cursa din Colorado, Statele Unite, a pilotului Avia Motors Alto Syncro este un pas curajos care a necesitat pregătiri de peste un an. După 5 ani de participare în campionatul național de viteză în coastă Dunlop, Andrei Mitrașcă este acum pregătit pentru cea mai tare cursă de urcare din lume. Cursa către nord de la Pikes Peak, recunoscută atât pentru dificultatea tehnică, cât și pentru frumusețea peisajului. Această cursă internațională atrage anual sute de piloți din întreaga lume, dornici să alerge până la limita de performanță a bolidului lor. M-a determinat un vis să ajung la cea mai tare cursă de viteză în coastă după ce am participat la viteză în coastă în România. La un moment dat a fost doar un vis și după aceea a prins contur. Asta a fost începutul, după care n-am mai putut să renunț la el. În primul rând trebuia să faci dovada că ai experiență și că nu pici în primul viraj. După aceea a urmat doar pașii administrativi, să plătești înscrierea, să trimiți toate actele, să fii apt fizic și tot ce trebuie să faci. Mașina nu este pregătită în mod special pentru Pikes Peak, pentru că ea a făcut performanță în România așa cum este. Am zis să nu modific nimic, pentru că o formulă care s-a dovedit bună, e păcat să o modifici. De căutat sponsori, e foarte greu de găsit sponsori. Norocul meu a fost că am avut un proiect care a plăcut și am găsit bani mai ușor decât i-aș fi găsit pentru o participare în România. Totuși, banii pentru o cursă în străinătate, cum e cea din Pikes Peak, sunt foarte mulți dacă vrei să faci performanță și vrei să ai o mașină și vrei să ai asistență și tot ce trebuie, sau mai puțin dacă mergi așa cum mă duc eu, oarecum o aventură personală care e în numele țării pe care o reprezint. Cursa de la Pikes Peak numără 159 de viraje, pe un traseu cu o lungime de 19,99 km și care ajunge la o altitudine de nivel de 4400 de metri. La Pikes Peak, pilotul va duce un Seat Ibiza Cupra D, modelul cu care a concurat până în acest moment în raliurile de pe teritoriul României. Mașina își va începe mâine drumul către Statele Unite într-un transcontainer pe ocean. În cursa din acest an de la Pikes Peak, Andrei Mitrașcă va lua startul în clasa Time Attack 2. Mașina care va reprezenta România la această cursă va fi echipată cu anvelopele de ultra-înaltă performanță Dunlop Sport Max RT.